Cât privește societatea comercială pe acțiuni, care va avea ca obiect de activitate publicitatea, vreau să subliniez foarte clar și se va vedea din activitatea pe care o vom avea, că noi nu eliminăm de pe piață, așa cum s-a speculat, firmele de publicitate outdoor sau din alte domenii. Noi dorim să avem propria societate prin care să mediatizăm, să promovăm evenimentele capitalei, evenimentele culturale, evenimentele educative, cele sportive și de asemenea destinațiile turistice. Pentru că nu ar fi normal ca Bucureștiul să facă contract cu o firmă privată, să plătească bani grei pentru acest serviciu de publicitate, de mediatizare, de promovare a propriilor noastre evenimente și trasee turistice, câtă vreme putem noi să facem economii prin societatea pe care să o administrăm. Iar în ceea ce privește actualele spații publicitare, ele vor fi supuse controlului care va surveni în urma aprobării regulamentului de publicitate din capitală, care este deja lansat în dezbatere publică. Am avut și o întâlnire la începutul săptămânii cu 50 de agenții de publicitate și toți reprezentanții acestor firme au înțeles că această situație în care nu există practic niciun control și fiecare își face un panou publicitar de ce mărime dorește, îl amplasează unde dorește, de aceea capitala, din păcate, vedem cu toții că suferă ca aspect vizual, au înțeles că trebuie să avem reglementări ca în toată Uniunea Europeană, cu care sunt de acord toți publicitarii, trebuie să existe tarife în funcție de zona și de asemenea au acceptat faptul că în perimetrele zonelor protejate, publicitatea are un alt caracter. Și, spre exemplu, nu se mai poate accepta, lucru care, din nefericire, se întâmplă acum, să avem meșuri comerciale pe clădiri de patrimoniu, pe clădiri istorice sau în puncte cheie turistice și simbolice pentru capitală, să avem bannere prinse de sfoară, care au un aspect neplăcut, care ne transformă într-un fel de bazar și nu într-o capitală care respectă și legislația în materie de arhitectură și de urbanism. Și cred că și nespecialiștii ar putea să ne spună că primăria, și să fie de acord că primăria trebuie să se implice, dar nu în sensul rău al cuvântului, ci în sensul bun. Deci, sub nicio formă, nu îngrădim activitatea firmelor și agențiilor de publicitate care acționează acum în capitală, doar că vor trebui să respecte anumite reguli și vor fi practicate anumite tarife. Bineînțeles, intrând în relație directă cu societatea pe acțiunea primăriei.